A zis Livian că ai vrut tu să vorbești cu ea, că... Păi nu, aveam de lămurit. Nu, gen că ai fost foc, ai zis Livian, nu stai tu aici, că vreau eu să vorbesc cu Bianca. I-a zis cui, mă? Ce-i lupirui? Ce-i lupirui? Livian? Da, da, da. Că ai vrut să vorbești cu Bianca, că... Băi nu, asta, el... Că n-a lăsat pe el. Stai puțin că el m-a trimis... Da, știu, dar... Da, da, da. Nu, pe lângă asta, el știa că e Bianca, că sunt șanse foarte mari și el m-a trimis pe mine. Livian! E clar că se duce pirui. Livian! Mă duc tot eu? Livian, t-aleg pe tine. Tu, dai acolo, că e bine. Da, că mă duc tot eu. Aia au zis că să aleagă? Da, da, du-te. Mă poți alege și pe mine! Livian, t-aleg pe tine! Auzi, nu, acum asta că am vorbit de tine. Hai până vin ăștia. Te-a lămurit situația? Îmi pare bine, Maria! N-am ca să zic nimica, mă! Asta este! Să oricum vin la tine și vorbim. Oare să rămân aici? Ba! Rămâi dacă vrei, rămâi! Dar stai, mă, no, cine să margă? Tu, mă, tu! Stai acolo, vorbește cu ea! M-ai trimis? Da, nu, a plecat! Păi de ce nu stai să vorbești cu ea? Păi nu, trebuie să ai altă. Da. Altă, oricum tot tu te duci. Nu, no, de ce? Păi te duci tu, alege. Du-te. Tu trebuie să duci acum. De ce? Ia, păi dacă a zis să aleagă un băiat. Și pe mine mai ales? Da. Nu vrei să mergi acolo, dar să stai să vorbești cu ea, frate. Filip, ești sigur că nu vrei să mergi tu? Nu, eu cred că e pirui. Ha? Nu, du-te tu. Ce? Cred că o să fie pirui. Păi de aia zic, hai du-te tu. Hai mă, du-te că acum... Du-te, bă, că nu vreau, că e Andreea, știi, și nu vreau. Du-te, mă. Nu. Du-te tu, ce să mă duc eu? Să-l căgă. Păi la tu. Păi du-te. La Bianca m-ai trimis. Da, da. Și știi? Eu acum, du-te, nu mă la pe vrăjeală, ce să mă duc eu, că sunt liderul. E pirui, mă. Și de ce zic? Erai 99%. Dom'le, ai avut treabă. Du-te, hai. Haide, băi, du-te, nu fi. Du-te, mă, tu. Dacă ești fraier și n-ai stat acolo să vorbești cu Bianca. Băi, du-te, mă, tu, că Bianca tocmai ce am zis treaba cu gelozia. Hai că după aia pot. Hai, haide. Stă mult. Lider, mai du-te și tu. Păi, da, eu da, da. Și Marius. Hai, Gabi, du-te. Du-te, du-te. Da, mă, frate, du-te. Hai, Filip, ești lider. Ești lider. Du-te. Ce mă să mă următorul. Ha, mă, du-te, zici că ți-a capul. Mă, du-te, că nu, tot ce am vorbit acum cu ea. Și după aia zice că nu, de fapt, Marius n-ar zice nimica, dar nu-mi place mie. Mai bine. Gabi, nu, Olivia, treci. Ăsta și ea, mă? Și ea, fraierul. 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 Ăsta și ea, că a văzut-o, fraierul. El, Oliviano. Hai, că băieții ăștia s-au fost foarte speriați. Ia un loc. Ia un loc, Ligi. Stai să-ți pun pernele. Frumos. Doamne, săraci, de... I-am zis, hai că e pirui și nu vreau să se interpreteze de ceva sau... Nu vreau să vorbesc cu el. Zici toate ofurile, Ligi. Da, n-am niciun of. Chiar n-am niciun of, nu știu. Tu, dacă ai să-mi zici. Chiar n-am niciun of. Păi? Nu știu, mă simt bine, n-am niciun problem. Văd că ai trecut din faza pe care ai avut-o cu Cătălin și... O, da. Da. Faza respectivă, eu vreau să te întreb ceva. Ai avut ceva cu Cătălin? Nu, de ce? Nu. Nu. De ce știi tu mai multe? Vrei tu să ai ceva cu mine? Întreabă-mă tu ce vrei. Nu, vei tu, vrei să vorbim. Eu te-am întrebat ce-am. Da, mă bucur și eu că mi-am revenit. Era cazul să-mi revin, nu? Da. Adică cred că am arătat mai mult decât a trebuit să arăt cuiva vreodată. Tu tot timpul zici, nu face bă, aia, nu face aia. Lua, să vezi ce face. Să vezi ce face. Da, asta va. Că așa nu dacă le face e... de gura ta, dar stai dacă... puțin, dacă tu vrei să le faci. Și mă refer doar la... Zici, asta trebuie lăsată să vorbească, singură. Păi da, n-ai zis când a lăsat-o să vorbească, ca să audă ce gândește, ce face, ce zice. Că altfel te mint singur, știi? Păi da, de-aia am și lăsat-o atunci, să văd ce zice ea. Cum a fost acea la faza cu topul, ce nu puteam să strig la asta din gură? Aia. Da. Dacă făcea aia, nu aflai niște chestii. Încă acum... E mai bine să întâmple acum la început, să treci prin toate astea. Acum vreau mai zic ce trebuie să facă, ce trebuie să facă. Acum vreau să văd de la ea niște schimbări. Am zis eu, acum încolo vreau să văd de la tine ce schimbări, de la sine, ce fapte. Nu vreau să mai zică ceva sau să zică ce e bine, ce e rău. Trebuie să gândești singură eu, în unele situații.
Trebuie să te gândești dacă ce nu-ți place să fac eu ceva, ție, trebuie să fii și la fel. Ce nu-ți place, altea nu-i da. Faci. Ia zi, ce ai pe suflet? Ia zi, ce-ți, mă, frumușeilor. Ia zi, mă, iubiricule. Aveți aceeași culoare, da. Aici la conversația asta voastră. Tu știi mai bine ce e în sufletul meu. Iar eu știu și ți-am spus. Cu timp o să-ți demonstre și încredere și fapte și tot, dar nu se poate așa dintr-o dată. Asta ne-am explicat zis, chestia. Acum a zis nimeni dintr-o dată. Fapte, păi normal, dar eu v-am spus clar, pe timp, adică cu timpul o să își recâștige încredere. N-ai cum să bazi din palme și să spui. Nu, dar nici n-ai cum să demonstrezi cât timp nu ești pus în anumite situații. Că tu trebuie să demonstrezi când o să fii pus în anumite situații. Păi da. Trebuie să iei anumite decizii, să faci anumite chestii. Da. Și asta, normal. Oricum, știi care e faza? Din fiecare experiență înveți câte ceva. Da, normal. Într-un fel sau altul înveți și chiar am învățat multe din chestia asta. Știi, când am venit în casă, mult îmi zicea că sunt arogantă, sunt figurantă, sunt nu știu cum. Și am zis, hai să-mi las un pic din unele chestii. Poate sunt eu greșită, dar nu sunt greșită. Mai ales la capitolul ăsta, când vine vorba să fii cu cineva într-o relație. Chiar nu. Tu trebuie să ai principii, tu că ești femeie. Tocmai asta mi-am învățat lecția. Tu, ca femeie, când se uită cineva la tine, tu ești îngrijită, dichisită, ai accesorii, prezinți o anumită atitudine, fața îți prezintă ceva. Chiar și cum ai fi ceva... Da, dar vezi, eu nu l-am cunoscut pe... Vezi, eu de asta am cerut să ne lase... Dar nu, eu nu, odată, nu vreau să vorbesc de el, eu vreau să vorbesc de tine. Tu te-ai transformat? De asta m-am transformat, din cauza că mulți oameni mă judecau prost. Chiar din motivul ăsta m-am transformat. Nu contează. Știu. De asta zic, că mi-am învățat lecția și indiferent ce o să spună oamenii din casă sau din afară, nu o să mă mai intereseze. Eu știu cum trebuie să mă comport și pentru faptul că am lăsat garda jos, am avut de pierdut. Mult. Și m-am pus singură într-o lumină foarte proastă și nu, asta nu mi-a convenit absolut deloc. Lili de Bojou, te rog, gândește-te la Mr. Livian. Te rog să-ți deschid ușa. Te rog să-ți deschid ușa. Sunteți, domnul. Vai, doamne, Lici, ce cameră roșie am avut! Mulțumesc, Liviano. În fine, și sunt de bine că acum va niște chestii de la tine și vreau să... Da, știu eu bine chestia asta și să-mi explica și în camera roșie, despre asta am vorbit, știi bine? Du-te! Știu. Bye, bye! Ligi, dacă cumva să urli, că vreau să vin tot eu. Fapt dacă de cumva de, fapt de noi. Mi-a făcut plăcere, de ce nu? Tine. Știu, iubi. Da. Pentru asta au 100 de îmbrățișări. Trag linie la sfârșitul zilei. Ai extensii de buze? Poate, nu. Cum a fost camera aia, Livian? Că ești prea... Aoleu! Zâmbește! Cine cu ea da foc? Da, ta cu Bianca! Stau să-l scoți. Dura prea mult. Dar ți-ai făcut-o bine. Da. Dar Livian... n-am vorbit din noi, doi fapt. Livian mi-a zis că el... Îi explic afară. Nu, da, Livian a zis, Mariu, zis, lasă să vorbesc eu cu Bianca. Am zis-o prea mai diferit, știi că merge la ce. Dar nu știa că-s eu. Stă bine așa. El a zis, Livian, că știa. Am ales în 5 minute ținut, dar nu o să-ți vină să crezi. Era să fiu vecin cu Filip, dar acum că e cu Berna, Berna stă la câteva blocuri de mie la ălalt apartament. Da? Tot. Sunt florești acolo? La 5 minute, 3 minute. Șar. Aia zic. Deci... Cum vrei toți trei, tot uniți o să fim. Gabi o să vină în București, oricum o să fie cu mine și cu Marius, dacă e. Și dacă... te muși și tu. Ai unde să fie. Trebuie. La București ce să facă. Da. Frumos Cluj, bă. Frumos Cluj. Chiar e frumos. N-am fost niciodată. Nici eu nu fusesem. Spre rușinea mea. Îmi place așa, dar mi-a plăcea două, trei zile. Ai și oraș, adică nu e ca și cum... E frumos, e foarte frumos. În centrul ăla vechi, istoric, e super. Uauleu! Să rămâne, nașă! Să trăiești, finule! Vrei să spun bună, ești nașa mea! Doamne ajută! Am știut, am zis că dintre tine și Filip vine. Dar nu i-am știut toți că zici tu. Și cum de-ai venit tu? Păi, dintre tine și Filip, nu? Și ai zis că vii tu. Când ține nașa o predică acum, i-am zis lui nașa. Dar ce-a zis? Nu i-am zis nimic. Pirui sau nu știu ce mi-a zis. Da, știu că eu sunt. Sau știu că eu vin. Vrei să-ți schimbi pe nașul? Mă simt tare bine. Se vede pe fața mea, nu? Ce? Nervos. Ziua femeilor. Lasă că trece. Ce ai făcut iar cu Dana, te-ai certat? Da, păi... Bă, dar și tu ce... Am făcut o glumă proastă.
Dar știi ce faci, glume? Vrei să vezi cum reacționează, nu? Exact, dar nu poți să le zic direct. Că bă, că să văd tu faci glume, dar nu sunt glume care să o pune pe într-o postură, într-o lumină proastă. Nu-ți glume să-i spui nu știu de care nu-i în casă. Tu-i spui de el care e în casă. Și atunci Max se supără. Așa, dar i-am zis de multe că nu o pune niciuna în pericol în casă. Cine de ajunia Max? Știu, dar se supără, dar ea să zic așa. Dar pe mine nu mă interesează. E, că noi nu mai ai nimeni, sunt patru băieți de aia. Ori de care ar zice nu te-ar interesa. Dar nu mă interesează pe bune, putea să fie și Andy, și Cătălin. Nu, pe mine nu mă interesează, i-am zis, poți să faci orice pedapsă vrei tu cu orice vrei tu. O vei la tine și s-a supărat? Da. Ce-o zis? Că nu se fac glumele astea, că ia dacă spune mie, dar las mie. Acei drept, finule, nu se face. Ți-am spus, nu se fac. Păi bun, nu se fac. Dar eu nu pot să zic ei, bă, că fac asta ca să văd ce faci. Știu, dar tu fă alt gen de glume și o să fie bine. Ce vezi? Și stați, până ce pleacă Roxana, mai stați. Nu, dar au încercat să-mi dea așa ca și cumva că Diana vrea să mute cu ea. Păi de ce nu te muți cu altcineva? Mă, fata, am vorbit cu ea în cameră, mă, am întrebat-o eu. Păi tu ai întrebat-o cu mine. Dacă Roxana pleacă, vrei să stai cu mine? Eu au zis că da, păi tu ai întrebat-o, dacă și cu colega mea, de ce o întrebi? De ce nu-ți vezi de treaba ta? Stai singură. Gata, mă, nu mai vreau. Așa am vrut, uite, eu, așa am vrut să o trebuie dacă vrea să... Păi vezi, asta e răutate, măi, fată, nu... E răutate? Dar și să vorbești clar și fără... Nu, chiar a vorbit, nu e adevărat, nu vreau. Bianca, dar nu mai faci ca Roxana 2. A vorbit frumos. Am întrebat, de bun, da. A vorbit frumos de tine. Vă zic, acum ar fi Diana, dai pace cu a ta femeie, că mă înțeapă mereu fata asta pe mine. Te simți nașpa, consider că ai o problemă și de asta vrea să te schimbești. Da, lasă-mă. E normal să se gândească Bianca la chestia asta. Ea mi-a zis că era liniște cu tine în cameră și că dormează la fel de mult, nu mi-a zis nimic de rău, jur. Dai pace, mă să vorbească. Bianca nu se referea, involuntar te gândești la chestia asta, oare ce fac greșit de omul ăla vrea să se mute, știi? N-a zis că ai spus eu tu am ceva întrebat, prost. Eu am întrebat că dacă Roxana pleacă din cameră, Diana vrea să stea cu mine. Și Diana a zis că da, Ligi, înțelegi? Am întrebat-o frumos. Diana, dacă Roxana vrea să, adică o să plece din cameră, adică pleacă acasă, așa? Vrei să stai cu mine? N-am zis că hai cu mine, stai cu mine în cameră. Dar n-a zis așa ceva. N-a zis și eu zis că de ce o întrebi pe Diana? Păi da, adică? La modul că să știe... Nu, i-a zis o mare discuție. Nu vorbi de ea în cameră, frate. Am stai un pic, am întrebat-o frumos. Stai un pic, Berna. O întrebat-o în cameră și te-a prins. Dar e o discuție banală, Berna. Nu te-a prins așa. Ai întrebat-o în cameră. Pe fata asta, dar nu că mă gândesc eu ce o să zică. Ligi, eu am întrebat-o în cameră. Și nu mai departe, are dreptul să se gândească. Oare de ce? Nu, ascultă, ea o întrebat-o în cameră. Diana, vrei să te muți cu mine? Diana a spus da. Acum în emisiune, ca să-mi dea mie cum ar veni, bă, să mută Diana cu mine, că am vorbit cu ea. Mă întreabă acum în emisiune. Mai bine, știi cum făceam? Mai bine tăceam. Ai înțeles? Mai bine tăceam și m-am mutat și vedeai atunci. Ai înțeles? Așa trebuia să fac. Eu că nu te înțeleg de ea. Păi lăsați-mă să vorbesc. Că vorbim. O vorbim de afara emisiunii. Știa ce o să răspundă Diana, că vrea să muti cu ea. Și acum cum ar veni ca să-mi dea peste nas. Că vai, Diana vrea să muti cu ea. Am întrebat-o și aici în emisiune. Auzi, dar m-a întrebat că dacă mai vreau să mai mut. Dar ce nu vorbești în afară, dragă? De ce vorbești aici față cu mine? A, trebuia să zic la hotel să se mute direct și... Da, nu mă mutam eu, mă, nu mă mutam. Dar nu-ți fată că nu vrea să stea cu tine. Nu mă mutam, gata. Nu vezi că nu vrea să stea cu tine, stă cu mine. Da. Tu, Diana, sincer, tu ce ai răspuns la Berna? Eu zis, nu, da. Zis că da, că m-aș muta. Nu, Berna mi-a zis așa, te-ai mutat. De ce zici acum că nu te-ai mutat? Dacă la fata ai zis altceva. Nu i-am zis că, nu mi-a zis că hai să te muți cu mine. M-a întrebat pur și simplu, mi-a zis de Bianca, mi-a zis, te-ai mutat cu mine? Da, m-aș muta, n-am treabă. Fetelor, scoate din context că o fi zis careva dintre voi două ceva prost de aia, că nu zice nimeni. Nu, eu mă refer cum... Să te înțeleg de ce? Eu mă refer cum a formulat Berna, înțelegi? Cum a zis, dacă m-aș muta, înțelegi? Dar Bianca nu s-o gândit. Mi-a pus o întrebare și a zis, bă, da, m-aș muta, n-aș avea nicio problemă. Dar eu m-am obișnuit acolo, sunt liniștită, n-am nicio treabă. Ai întrebat-o în afara emisiunii, știi că răspunde. Bine, răspund. Bianca a deranjat-o că e și aici. Mi-au venit să o întreb. O întrebam și față de tine, fată, mașină. Păi știai care e răspunsul în afară. Trebuia să o întreb în mașină. Păi știai care e răspunsul deja. Știai răspunsul. Înțelegi? Știi răspunsul că vrea să muți cu tine? Acum de ce mai întreb, nu? Mai vrei să te muți? Nici măcar n-ai întrebat-o, ai vrea să te muți sau... Doamne, nu, am spus că... Ai vrut să dai ca să fată. Cum, nu, ai zis simt că, eu că prost, dacă ar fi să ăsta ai trebuit cu mine. Și am hai, lasă-mă, că da. Bianca, cu paranoia ta, serios. Nu-i paranoia, înseamnă că nu știi ce vorbești, nu știi ce hai, mă, lasă-mă, nu știi. Bă, mă, lasă-mă, pe aia o deranjează că o de la ce fac ce vreau ce eu, putea să facă. Te întreb ceva, ce păi vreau la creierul eu, de da, muscă, fată. Te cred înțelegi? Că și ce gândesc eu zic, da? Nu mai interesează că e Bianca Comănici, că nu, nu știu ce... Vreau să subliniez ce dacă eu vreau să ceva, îți spun aici, da? Nu mai interesează ce crede fata asta, punct. Mai fată, înțelegi că încerc să subliniez ce ai vrut să faci? Da? Ți-e greu de înțeles?
Dacă tu ai luat-o așa, înseamnă că e cu tine o problemă. Dar eu am întrebat-o iarăși. Și cu mine, mă, fată, o problemă. Bă, fată, mai vrei? Fată, dacă întreb, măi, fată, mai... Băi, Diana, mai vrei să te muți? Ca și cum să-mi zici, nu, bă, nu, deja știi, da? Deci, dar iar nu mai vrei să te muți capă de asta, Diana, dacă ziceam așa, da, mă mut, frate. Tu nu vezi că nu vrea să stea cu tine? Nu mă interesează, draga mea. Mică, eu vreau să stau singură, uite. Ce vrei? Răspunsul meu e că m-am stai singură, atunci nu te mai rugat, Diana. Mai bine îmi stau singură, vreau să zic și în față, uite. Da, ascultă-mă, dacă vrei să ai o relație sănătoasă, fără certuri, ok, fiecare putem, nu, lasă-mă să termin, fiecare putem să-mi șelândim între noi, mai ales în situația în care suntem acum, ne caută femei, bărbați. Tu acum, nu știu, cred că e șansa vitală să demonstrezi că tu poți să fii doar cu o femeie și lasă-le încolo. Dacă tu ții la ea, nu are rost să faci și șmecherii. Fac. Asta și demonstrez. Deși probabil e greu, ești tânăr, fetele te caută sau și eu îți scriu. Dar părerea mea, dacă tu ții la ea... Chestia e că vine de la ea chestiile astea. Nu trebuie. Cumva ea le începe, eu zic, dar eu văd pe tine că nu-ți place să fie bine chestia între noi doi. Acum, blamează. Nu, tu zici, caută mereu ceartă. Da, caută mereu ceartă și nu înțeleg de ce, că eu îi zic, uite ce mai bine. Mai fac și eu câteodată așa, mai am nebunii din asta. Dar nu, eu nu înțeleg de ce. Când ții prea bine. Mamă! Da, nu fac chiar așa, nu-l terorizez, nu, bine, da, are 23 de ani. Aseară am avut discuția pe baza cu fetițele, îți mai scriu fetițele. 23 de ani. Da. Asta zic, eu știu, din ce am văzut, nu, chiar nu vorbești cu mine, chiar ține la tine. Nu face absolut nimic, crede-mă. Ia, dar să nu faci nici tu. Dar nu asta fac, vorbesc cu ea mereu. Aseară am sunat nu știu câte ori. Când văd că nu mă caut o oră, eu îi scriu, dar tu ai uitat de mine sau ce faci? Adică nu las pe ea numai... Da, nu prin asta. Ok, și prin asta se demonstrează normal, dar trebuie să faci altfel de demonstrații. Da, numai și i-am făcut. Și nu doar făcut. Că o cauți din ce în ce în ce. A, da? Nu e neapărat numai asta. Și demonstrezi și a rămas lângă ea. După câte mi-a făcut, chiar a rămas lângă ea și nu vrea să scot ochii, chiar a rămas lângă ea. Da, ok, și toată lumea te-a apreciat și uite de că... Și chiar mi-e bine. O ai acum. Și chiar mi-e bine. Asta ce bine. Mi-e bine, bine, foarte bine. Tu te-l uita, chiar l-am întrebat-o. Bine, dacă îmi zicea nu l-am uitat, nu-ți spuneam. Dar am întrebat-o, l-a uitat pe Fernando. Și-o zis că da, nu mai are nicio treabă cu el. Că ține foarte mult la tine și ești dragă, drăgostită și se vede. Mai trag ochii ce mai urăște cu maica, știi? Maica nu e de acord deloc cu Fernando. Știu, am văzut chestia asta. Tu știi. Mai vorbește cu ea și zice mai mereu de mine, știi? Și mă bucur că... Păi, uite că ești un băiat educat, un băiat bun, de-aia tocmai de-aia, dacă maică-sta te vede că ești așa, tu trebuie să-i răspunzi pe măsura așteptărilor ei. Eu chiar îi mulțumesc. Trebuie să fii pe măsura așteptărilor ei. Da. Și chiar ar fi urât să... Nu mai vrei să fii cu ea, să vrei să fii cu alta, sau știu, nu-ți mai place, sau orice alt motiv. Spui, crede-mă că ești mult mai bine. De fapt, ești pățit și știi. Oleu, chiar sunt pățit și chiar sunt bine cu ea, atât. Acum chiar foarte bine, mă bucur pentru voi și o să-i mai spun și o să termin cu geloziile astea, oricum eu îi spun. Hai, să rămână! Hai, fiu, te pup! V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.